că dumnealui este îngrijorat cu bugetul, dar nu știu dacă atunci când a fost în Consiliul Județean, în momentul când s-a votat bugetul, am văzut mai mulți reprezentanți ai instituțiilor care au asistat. Nu l-am auzit atunci să spună ceva, să fie nemulțumit. Noi n-avem de unde să știm, poate aici este o scăpare a noastră, ce au cerut. Noi ne-am uitat în ceea ce s-a prezentat, dar am cerut câteva justificări de anumite aspecte. Eu nu sunt în comisia de buget și nu mă pricep. Colegul nostru meu, care este în comisia de buget, că el acolo, deci aici noi la cultură, nu mă pot uita pe buget. Deci eu mă uit la activități la cultură. Pe buget este o comisie de buget, eu așa zic. Aia știu cel mai bine cum se face un buget, cum se argumentează, care e diferența între una și alta. Cei de la Comisia de Cultură ne ocupăm de activități legate de buna desfășurare a activităților și le susținem în momentul când s-a votat bugetul. Deci noi n-am respins, n-am spus că nu o să se desfășoare. Din potrivă, am zis că toate activitățile cele propuse în calendar se vor desfășura. Am observat, a apărut această problemă pe care domnul director acum a dat-o sub forma unui comunicat. Noi, împreună cu colegii mei de la PNL, o să ne facem temele bine pe partea de buget, avem colegi cu care e economist și o să susținem astfel încât dacă o să fie o rectificare, ei să fie cei mai susținuți, bineînțeles, și toate activitățile, dar chiar nu m-am înțeles, pentru că întotdeauna, când a fost vorba de susținerea unei activități de interes județean, toată lumea a fost de acord și noi și cei care sunt pe opoziția și ceilalți, niciodată nu a fost o problemă pe un astfel de subiect. De aceea, acum m-ați pus, ca și am citit și eu comunicatul domnului director, îi dau dreptate dacă, ținând cont că când e vorba de o instituție publică, prima dată se uiți să vezi dacă se ajunge bugetul pentru desfășurarea unei activități, dar ținând cont că totuși pe până 9 luni există buget, ultima perioadă, atunci este o problemă, iar eu zic că până atunci noi și, bineînțeles, cu sprijinul celor care au majoritate, o să încercăm să găsim toate posibilitățile de finanțare, astfel încât toate activitățile pe care le-au propus cei de la Teatru Tineretului să desfășoare normal. Deci nu se pune problema să nu-i sprijinim, nu se pune problema să nu discutăm astfel încât să fie, mi se pare, activitățile astea să fie puse în aplicare. Deci asta e propunerea. Deocamdată, cât am reușit să discut cu colegul care este pe buget, dumnealui a zis foarte clar, eu nu am știut ce au cerut ei. Noi ne-am uitat pe cum este structura bugetul, dacă există bani pentru ceea ce și-au propus. Deci nu am avut cunoștință, așa mi-a zis el mai mult de atât. Dar bineînțeles că vom fi mai... Nu știu dacă era o soluție, dacă ne abțineam sau nu la votarea bugetului, pentru că până la urmă sunt atâția specialiști și atâția care îl studiază.